Satul din România a desemnat unul dintre cele mai atractive locuri turistice din întreaga lume la o competiție realizată de Organizația Mondială a Turismului. Un sat aflat la doar 12 km distanță de municipiul Sibiu a fost desemnat unul dintre cele mai atractive locuri turistice din întreaga lume. Satul face parte din zona mărginimii Sibiului, binecunoscută în România datorită brânzei, dar și grație oamenilor care s-au născut aici, printre care poetul Octavian Goga și filozoful Emil Cioran. Totodată, zona a devenit cunoscută și prin peisajul de la poalele munților Cindrel, dar și prin suita de activități turistice care au loc tot anul. Pe listă se regăsesc 32 de localități din 18 țări de pe glob. Odată cu obținerea titlului, Rășinari devine membru al rețelei organizației care a fost creată pentru a facilita schimbul de informații, experiențe și de bune practici între satele care dețin aceeași distincție. A fost o surpriză pentru noi pentru că este primul premiu la nivel internațional. Faptul că și noi ne regăsim printre cele 32 care au fost alese este un lucru foarte important pentru noi. Este o localitate așezată la poalele munților. Aerul este curat, sunt păduri de brad, avem multe pensiuni și sunt trasee turistice organizate în jurul localității. De asemenea, respectăm tradițiile și obiceiurile populare. Avem multe activități pe agenda culturală pe care le organizăm de-a lungul întregului an. Oricine ajunge aici are și ce să facă și ce să vadă, a declarat Bucur Bogdan, primarul comunei Rășinari. Ceremonia de acordare a distincțiilor va avea loc în luna februarie, când vor fi astfel recompensate destinațiile rurale, pentru care turismul este o componentă importantă în dezvoltarea locală și stimularea ocupării forței de muncă în condițiile păstrării și promovării valorilor și produselor comunității. Desemnarea lor este și o recunoaștere a angajamentului pentru inovare și sustenabilitate în toate aspectele, economic, social și de mediu, precizează Organizația Mondială a Turismului, relatează știriromânia.ro.